Discutăm cu Felix Drăghici, editor-prezentator la Știu, despre cele mai mari salarii din România. Conform unei analize a ziarului financiar, bazată pe datele Inspecției Muncii, 10 români aveau salarii cuprinse, lunare nete, cuprinse între 19.600 de euro și 23.200 de euro. Acestea erau pe datele din februarie 2021. Mi se par puține salarii mari, pentru că România este o piață foarte mare. Vorbim despre a șasea țară din Uniunea Europeană. Îmi dau seama că sună așa scandalos ceea ce mă pregătesc să spun, însă e vorba despre performanță. Iar performanța multor industrii din România este, să spunem, din punct de vedere al ritmului de creștere, superioară mediei europene, motiv pentru care executivii români ar trebui să fie mai bine plătiți. Mă refer doar la executivii români, nu mă refer la cei străini, pentru că ei în țara de origine mai au niște pachete de relocare și niște beneficii, să spunem, care sunt traduse în pachete de acțiuni care sunt scadente în momentul în care li se termină contractul.